Vă super pe cei și bine ne-am regăsit într-un nou episod de vlog. Voiam să zic într-un episod de beauty, but ce credeți? Nu este un episod de beauty, este un episod de daily! În cazul în care vă întrebați ce se întâmplă cu vocea mea, acum câteva zile, pentru că probabil acest vlog îl voi pune peste câteva zile, am avut o săptămână super nebună și mi-am cam dat daună la corzile vocale, mi-au obosit foarte tare glasul și ar fi trebuit să iau pauză vocală. Astăzi am încercat să iau pauză vocală, dar look at me, n-am reușit. În aproximativ jumătate de oră plecăm de acasă spre aeroport și ne îndreptăm spre New York, New York! Plecăm spre New York, pentru mine este prima oară când merg, Ștefan merge pentru a doua oară. Sunt super excited, mi este foarte dor de state. Sigur vă amintiți vacanța noastră din Vegas, Vegas și LA. Am filmat la fel vlog și atunci când ne-am gândit că vrem să mergem în New York, am zis, oh my god, momentul perfect să filmez vlog. Da, that's it, sunt super excited și abia aștept să plecăm. Bagajele noastre sunt gata. Ăsta este bagajul meu, cel mai dezordonat din lume, și bagajul lui Ștefan. Nu înțeleg logica, cum de bagajul lui este atât de ordonat. Mereu arată așa superb, iar al meu, oricât încerc eu să fie ordonat, arată așa. Ce e neregulă? Și mereu pare că dă pe afară al meu, iar al lui pare că mai încap și eu în el. Ești happy? Sunt. Câte ceas mai ai? E jumătate, 45 minute. Și vine mașina. A ajuns mașina, m-am urcat deja în mașină, Ștefan a uitat să facă ceva, așa că revine în 2 minute. Și plecăm spre aeroport. Hai, mai că mai avem mult. Doamnelor și domnilor, eu zic să nu schimbați postul până nu ajungem acolo, că Șoarec filmează foarte mult și eu cred că voi sunteți interesați mai mult să vedeți de ce e pe acolo, nu de ce e pe aici, pentru că ați mai văzut. Bine, pa, ne vedem mai încolo. Unde fugi? Că nu înțeleg. Tot am impresia că tu ești megheră. Tot trăiești cu impresia asta. Doamne, ferește. Te lovesc, babușchini. Auzi, dar tu de ce filmezi pe atât de multe frame pe secundă? Tu nu cumva filmezi slow motion? Filmez cum vreau eu, în ce vreau eu. Leave me alone? Hai spațiu. Bă, nu, de bine. Au, ce m-am lovit singură. Mai bine. Ne-am urcat în avion și urmează să decolăm, iar într-o oră, oră și puțin vom ajunge la Istanbul, așa că ne vedem direct acolo. Nu avem amintiri foarte plăcute în acest aeroport, pentru că ultima dată când ne-am întors din America am pierdut avionul. Yeah. Aici, în Istanbul. Foarte mare lucru. Și acum vom avea 8 ore de mergem stat. Mergem la hotel. Și mergem la un hotel aici, în aeroport. Să nu... N-am găsit alt zbor. N-am găsit, dar cumva e mai bine. Dormim. Am ajuns la hotel. Am stat un pic până... Am făcut check-in-ul? Da. Deci cât? 2-0? 4-9. Ah, mai avem de mers. Mamă, postul. Mamă, cât e de mare. Nu ai voie. Haide. Wow. Hola, chicas! Foarte multe oglinzi, îmi place asta. Mă culc, pa! Am plecat spre următorul avion, cel înspre New York. Am apucat să dormim 2 ore și suntem leșnate. Am urcat în avion și abia aștept să dorm. Bă, da. Și ce mi-e somn? Și mie, e foarte somn. E foarte, foarte somn și abia aștept să dau drumul la un film. Mașină. Okay. O să vă zic eu de aplicația asta. Uh-huh. Eu aplicații. Și uite ce a venit. Ne țin o ghienă sau ceva. De ce? Era să rămânem acolo, să ne ia oamenii aia, să ne pună cătușe. Bă,
Păi când ți-am răspuns eu, stai așa că trebuie să iau bagajele și trebuie să te sun din mașină. Noi intram la Custom Borders acolo, la vamă cum ar veni. Și ăla mă întreabă două, trei, și ce la și pe aia și puteți să închideți ușa asta de aici. E portița aia care dă la ghișeu și se pune zăvorul. Am pus ăla și zic, ok, haideți că vor colegii mei să vorbească cu voi în birou. Eu când am auzit de birou zic, fuleu, nu-i bine. Și mergem într-o sală de... Da, mergem, ne-au băgat într-o sală de așteptare mică, 15-5 acolo, unde erau bosurile toți dubioși. Bă, toți băieții, toți ăia, îi vedeai pe la poștă, că n-a venit. Hai în birou, că trebuie să vorbim. Zic, cu cătușii, cu de-alea la spate. Și eu zic, m-am băgat în birou. Și eu zic, păi da, ea? Nu, că cu ea o să vorbească altcineva, stai liniște. După ce m-a băgat pe mine, la 2 minute a venit și o totuși pe ea una. O fată. Recunosc, m-a căcat pe mine la început. Zic, bă, nu-i... Ce drag sunt, că n-am mai pățit asta de 1000 de ori am intrat în jimun. Figurez ca cetățean american și ai plecat din America din mult și n-ai mai venit și vrem să vedem care-i treaba. Zic, dar nu, știm că nu ești cetățean american, dar zic, ultima dată am fost și el zice, da, știu, pe 28 septembrie 2018 ați plecat. Că de ce v-ați luat bilet, one-way ticket? De ce v-ați luat un singur bilet? Zic, păi nu ne-am luat, ne-am luat două, adică dus-întors, că nu n-am... că pe primul nu l-am văzut, că nu știu ce, dar și cu ce te ocupi? Da, și-au început toate întrebările alea. Câți bani ai în buzunar? Zic, bă, părerea mea de rău, n-am niciun ban. N-am cash deloc, am doar carduri. Că ar trebui să ai și niște cash la tine pentru aia. Zic, da, o să scot. Astea sunt locurile alea din filmele cu dansatori. Jur. Zic că am filmele cu dansatori? Dar o să plâng. Sper. Am ajuns în cameră. Ne-am tolenit puțin în pat și în scurt timp. Ieșim pe străzile New York-ului! Trebuie să vă arăt view-ul ăsta super tare. Direct Times Square și etajul 36. Kaboom! Check it! Gata, ieșim pe străzile New York-ului. Mergem să mâncăm, nu? Da. Doamne! Ține-mă de mână și du-mă tu, pentru că oricum nu mă pot uita unde merg. Într-o zi, îmi doresc să fim pe unul din panourile. Să fii tu, postul militar de pe aici. Yes! Uite, te-am lovit. Nu se poartă măști în interior, decât dacă vrei. Adică dacă ții neapărat să ții mască, do it. Dacă nu, nu te obligă nimeni. Wow! Ce-i aia? Bună ziua! E blitz? E blitz! Să uită toată lumea la noi! Ok, îl opresc și mai dau o dată! Bună ziua! O să ne porcim! Mâncăm burger! Eu mănânc! Tu ce mănânci? Burger! Eu mi-am luat double decker! Double decker! Și sangria! Porceală! Porceală e asta! I love it! Stai poftă. Și voi. Mi-e rău. Am mâncat prea mult. Ce mai căcat pe tine? Nu pot să las asta în vlog. Ba da. Că ai fost nesipesi. Ba da, chiar te rog să o lași în vlog. Să o lași? De. Am ajuns într-un magazin Nike, imens, absolut imens. Paradise. Ah, băie, M-am îndrăgostit de papucii ăștia. Că doar că-s roz. Da, arată
felicitări asta. Gata, plecăm din magazin. Eu mi-am ales papucii, of course, prost. Am ajuns la The Tonight Show. Aici se face emisiunea, în cazul în care știți emisiunea. Uite, asta. Uite, are Jimmy Fallon. Unde vezi asta? Ah, hey, starring Jimmy Fallon. Am ajuns la hotel și mergem în cameră. Bună dimineața! Să înceapă o nouă zi în New York. Unde stai tu? Unde stai eu? Uite acolo, sus. Asta? Stai, pe aici, pe undeva. Sunt o grămadă de oameni pe stradă care vând tot felul de chestii și eu de fiecare dată când văd ceva sunt... Și Ștefanie... Sunt teapă. Eu m-am documentat. Știe el ce știe. După mine deja, cred că nu am vreo 5 țepe și pierdeam niște bani. Da. E regulă. Am ajuns într-un loc super drăguț să mâncăm. La Pride Men's. Și este ora 9 și puțin și este absolut full. Full, full, full. Mi-e foarte foame. Sper să mâncă repede. Oh my god. Stai poftă, babăcichini. Da, da. E supărat că are ceapă. Cel mai trist din lume. Hey, you. Hey, you. Se super distrează omul, ce-l interesează pe el. Copil fericit? Da. Ți-ai luat toate jucăriile. Suntem în vacanță, mă, bos. Ghiozdan, borsetă. Nu jucării, sunt lucruri practice. Are bernă aici. Uite, oprește-te. Tic-tic-i. Mergem să luăm ceva de băut pentru că astăzi mergem doar pe jos. Și mergem la... Madison Square Garden, măi, abia ți-am zis. Oamenii aici sunt super, super relaxați. Nu interesează nici câtuși de puțin. Mai devreme era o fată în fața noastră, mergea în fața noastră și avea căștile în urechi. În urechi, avea căștile în urechi și cânta, dansa, nicio treabă n-avea. Și când, am făcut și o rimă. Cânta, dansa, nicio treabă nu avea. Și când ne-am oprit la trecerea de pietoni să facă, așteptam să facă verde, alb de fapt la ei, ea a început să fac o mică coreografie. Deci chiar nu interesa deloc, era mega relaxată. Cool, mi se pare foarte tare treaba asta. Uite, genul ăla de clădire din filme stau acolo. Uite, exact așa stau la geamul ăsta, cum ar fi. Și gen suferă sau dacă e un musical, au un moment de la de musical. Știi? Oh, ce drăguț! Mi-a părut bine, nu uitați să like, share and subscribe. Super! Am intrat într-un magazin de aparate foto, video, gadgeturi, bla bla bla. L-am pierdut. Super. Ești fericit? Să nu se vadă prețul aici, că e gros. A zis, doar vreau să mă uit cameră. Da. Și a luat o cameră, multe accesorii. Ce au tocmai de chestii? Deci e rândul meu să fac un părăcel. The tracker rare in viața mea. Ce. Ia uite. Aole, eu sunt cad. Acest mers pe jos timp de 20 de minute nu a fost de fapt pentru a ajunge la Empire State ceva. A fost să ajungem... Când tu știi să organizezi... Am fost să ajungem să-și ia el jucării, iar el m-a mințit pe mine. Fă-te, bă, itinerar. Și ce credeți? El zice, e aici lângă Empire. Da, uite. 245 de metri. Și ne-am întors înapoi. 245 de metri. Te lovesc cu orice ar fi în cutia asta. Nu poți să te întorci înainte. Și ne-am întors din drum, cum voiam să zic. Empire State Building. Mi-am amintit cum se numește. Bine, dar n-ai zis că mergem într-un parc? Păi cum? Am zis că ai zis Garden, nu știu ce. Empire State Building. Nu, am zis Empire Garden, nu știu ce, și am crezut că e un parc. Până la urmă nu sunt eu nebună și Ștefan a greșit, de fapt, pe GPS. Și am ajuns la Madison Square Garden.
știu eu că ai ceva cu gar. Iar acum mergem la Empire. La Empire? Empire Sezi. Zi! Te rog, am uitat! Empire State Building. Acolo mergem. Prea multe informații pe care trebuie să le rețin într-un timp mult prea scurt. Empire, Madison, dar acum le știu că l-am greșit atât de multe ori încât da, fac. Sephora, Mac și astea, le ții minte? Da. Aha. Super. Tocmai am ieșit de la cumpărături. Am fost în Sephora pentru că aici sunt super multe branduri pe care nu le găsim în România. Și am mers în special pentru un anumit brand și mai exact brandul lui J.Lo. Și am găsit! Am găsit colecția ei de skincare. Abia aștept să le desfac în cameră. Asta este intrarea în clădire. Mai exact, asta este coada intrării. Oh, trebuie să facem rezervare online, așa că n-are sens să așteptăm la coadă. Venim într-o altă zi, ne facem și rezervarea online. Pentru că dacă făceam rezervarea online, putea să fie, nu știu, astăzi, dar peste câteva ore, așa că mai bine facem într-o altă zi. Pauză de sus. Gastron. Am ajuns în cameră și am spus că vă voi arăta ce mi-am luat de la Sephora de aici. Prima tură de Sephora, mai exact. În principal m-am dus pentru produsele J.Lo Beauty. Am găsit varianta asta de set. De când am plecat de acasă, am plecat cu acest gând de a găsi produsele de beauty de la J.Lo. Așa că setul ăsta este al meu acum. Mi-am mai luat câteva produse de la Patrick Ta. Este un brand care nu se găsește la noi. Este un make-up artist de aici și și-a făcut propriul lui brand acum ceva timp. Îmi plac super, mi-am luat rujuri de la el. Și mi-am luat prea iubitul meu Naked, fondul de ten Naked și concealerul pentru că am observat că nu prea mai am. Plus rimelul de la Benefit Bad Gyal. M-ați întrebat de foarte multe ori ce rimel folosesc, am mai spus pe story-uri, ăsta este preferatul meu din ultimii, cred că aproape 2 ani. Packaging-ul îmi place foarte mult, asta este crema de față, ăsta este un ser, clean serul este aici și ăsta este un iluminator pe care l-am încercat și este soft, foarte soft, e drăguț. Astea sunt produsele pe care mi le-am luat de la Patrick. Imediat desfac să vă arăt nuanțele. Asta este nuanța de ruj mat. Asta este glossul și este mai roz un pic. Și aici sunt cele două nuanțe ale creioanelor pe care mi le-am luat, creioane de buze. Au un sistem foarte dubios de pix. Așa este. Foarte dubios. Am ieșit din casă și am ajuns direct în Central Park. Yes. Am venit să ne plimbăm, facem niște poze. Mie o să-mi se închidă telefonul în aproximativ 3 minute, pentru că mai am 2%. Aici s-a filmat în parcul ăsta, cadrul ăla din Home Alone, femeia aia porumbei, care părea la început nebună și l-a ajutat pe băiat. Ce drăguț! Vă pupi! Ne vedem în următorul meu episod de vlog, dar și pe Instagram, Facebook și TikTok. Nu uitați să vă abonați. Vă super pupicei și noi ne revedem tot aici pe canalul meu de YouTube, dar și pe Instagram, Facebook și TikTok. Așa că minunaților, vă super pupicei și ne revedem tot aici. Fresh! Fresh! Woo!
We're sorry, Poppy!